Salut! În urmă cu trei luni am tăiat cactușii pe care i-am la fereastră, la apartament, și uitați rezultatul. În jurul tăieturii au apărut doi noi muguri de multiplicare, doi pui. Rana s-a cicatrizat și după cum se observă, cei doi muguri au crescut foarte bine. Deci este o metodă simplă prin care putem multiplica cactusii. Și la acesta observăm tot la fel doi muguri în stare incipientă deocamdată cu o dezvoltare destul de lentă, dar ei sunt prezenți. uitați aici. Așa că dintr-un singur cactus, după ce îl tăiem, partea superioară tăiată o putem pune în pământ și aceasta va forma rădăcini, iar partea care rămâne partea mamă va dezvolta noi pui. O modalitate foarte simplă și la îndemâna oricui. Deci nu vă teme să-i tăiați, veți obține cactuși mai frumoși, mult mai bine ramificați exact cum arată la acesta ca un buzdugan. Încercați și voi, multă sănătate și aveți grijă de voi!